O nouă zi, o nouă testură. Asta testăm un produs, mai exact Sano Forte Plus. Am mai testat eu Sano Forte, dar trebuia varianta încălzit ca să iasă. Într-adevăr ieșea, dar nu, trebuia încălzit ca să-și facă treabă ca lume. Ci că treaba asta nu necesită încălzire. Și așa că am pus în minunatul meu ceaun pe care trebuie să-l spăl, căci s-a făcut, a fost folosit la prăjit. Și nu, se face pe margine. Și a început să aibă o reacție. Pe părți. Inițial, ce-i drept, am dat în ceaun cu minunea asta. Și nu știu dacă este reacția... Ce-i drept? Nu știu dacă este reacția în... combinație cu ăla sau așa reacționează el. Ideea e că face așa. E într-adevăr spumiță și cred că atacă așa de unde e mai curat până unde este mai murdar. Ceea ce credeți-mă că îmi place. Uitați, ca să vedem, aici nu am dat cu de la italian. Așa. Pe aici nu este de acolo, dar văd că și acolo face ceva. Și este spumiță. Da, da, spumiță. Așa. Și aici are o oareșcare reacție. Nu foarte mare, că nu. Ba da, hai, e de la el, e de la el. Deci reacția aia cu spumiță. Focusează-te, mămițica mea de telefon, ce ești. Stăm cam prost cu focusul. Bun. Deci, uite. De aici n-am dat cu de la Chantecler ăla, dar aici am dat doar cu Sano Forte Plus. Și face spumițe. Vedeți și aici e spumiță. Deci are o și anume reacție. Deci nu necesită încălzire, ne zice. Iar în partea asta, la altă, a pornit de jos, de la bază, unde într-adevăr nu era chiar așa de murdar și cred că o ia în sus. Nu știu cum vouă vi se pare, dar pentru mine e tare satisfying, satisfăcător așa să văd cum se curăță chestii. Autismul. Așa. Bun, asta se face și să vedem ce și este. Cred că o să dau și pe exterior, că nu, exteriorul este specific cel de ceaun super mega extra folosit, adică negru. Să vedem, poate bine, că sunt ani și ani de zile de folosit. Nu știu dacă o să mai fie el vreodată la nivelul ăla ca nou, dar nu. Deși spuma se colorează. Am lăsat acolo două cuțite ca să îl pot poziționa mai într-o parte sau în alta. Gen să-l mai las într-o râcă, cârcă, dreaptă, unghi, cum vreți voi să-i spuneți. Așa. Și avem spumiță, 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 spumiță. Peste tot avem spumiță. Ce acționează? Sunteți curioși cum o să iasă și eu. Este prima oară când îl testez. Când l-am luat, bine, am prins și o ofertă la el, nu știu ce reducere, dar uitați cum se face pe asta. Deci el e de vină că face așa. Mama, uite, se duce. M-am dat cu degetul. Bine, știu. Concentrat, detergent concentrat, eu umblu cu degetul. Dar pe ăsta l-aveam la îndemână în amănușă, după mine. Numai că am zis că-l fusi, dar am așa o chestie de a băga degetele. Da? Deci face aici ceva. No, revin cu varianta
să sperăm mai curată. Bun, prima tură arată acceptabil și s-a dus și pe partea cealaltă și avem o îmbunătățire și aici și în partea asta alta de sus. Mai fusăim și mai vedem ce iese. Bun, am terminat 4 ture de spălat, gen dat cu burete de sârmă, clătit un pic și pus iar soluții. Eu zic că arată decent. Le-am pus pe foc ca să se usuce repede. Și din negru e mai puțin negru și s-a dus totuși destul de bine. 4 ture. Sună foarte, e ok. Deci, product review, product test. E ok, Sano Forte Plus, da? Deci varianta cu plus. Și asta să că am pus-o la loc. Unde-i? Deci avem așa, ca să știți că le-am testat. Misavan, Corex, asta, Forte Gel și asta, Forte Plus. No, cam atât, dragilor. Bye!